Fero, iubim apa. Găsit la o nouă ediție Cine ești tu? Azi îl vom cunoaște pe scriitorul Gabriel Bota. Bine te-am găsit, Gabi. Salutare. Mulțumim că ai acceptat invitația noastră. Mulțumesc și eu foarte mult. Chiar făceam o glumă mai devreme, că mulțumesc că în sfârșit m-ați invitat. Da, era cazul, nu? Majoritatea clujenilor te cunosc și vrem și noi să te cunoaștem mai bine. Cât se poate, 45 de minute? Și cum ți se pare provocarea să ne răspunzi la întrebarea cine ești? E aproape o întrebare mai mult decât filozofică. Cred că nu poți să răspunzi o viață întreagă la întrebarea cine ești. Au încercat toți filozofii și cred că toți au eșuat. Cu atât mai greu să răspunzi în 45 de minute. Cred că pot să răspund cine sunt doar prin prisma oamenilor pe care îi cunosc și care mă cunosc pe mine. Și prin urmare, cred că cea mai bună întrebare ar fi să faceți un sondaj printre prieteni, să vă spună ei cine sunt. Atunci hai să mergem puțin în trecut, în copilărie. Cum ai fost ca și copil? Ce spune părinții tăi despre tine? Cred că îmi iubesc foarte, foarte mult părinții, îmi iubesc foarte mult familia și m-au susținut în toate nebunile mele. Cred că de când a fost mic, marea provocare a lor e să mă țină pe mine în frâu, pentru că n-am fost un copil cu minte deloc. Am făcut, cred că, toate năzbâtile din lumea asta. Există copil cu minte, Gabi? Cred că da. Cred că există. Depinde, iarăși, depinde prin ce sau cum definim cumințenia. Dar cred că s-au descurcat ușor și greu cu mine în același timp. Pentru că mi-au plăcut lucrurile năstrușnice, mi-au plăcut întotdeauna să explorez, mi-a plăcut ciclismul, mi-a plăcut să merg pe munte, mi-a plăcut să citesc, mi-a plăcut să iubesc încă de mic, așa, oamenii. Când ai primit prima bicicletă? Iubesc foarte, foarte mult ciclismul, iubesc foarte mult să merg cu bicicleta. Mi-aduc aminte două momente din copilăria mea. Prima bicicletă am primit-o de ziua mea când am împlinit 5 ani. Era, bineînțeles, un Pegas, mi-l aduc și acum l-am păstrat, am boala asta de a păstra lucrurile și de a nu mă despărți de absolut nimic din viața mea, orică e lucru, orică e om. Și mai mi-aduc aminte de un alt moment când am primit, tatăl meu mi-a făcut cadou prima cursieră. Era o cursieră roșie, ca o mașină foarte scumpă. Și am primit-o la 11 ani, când deja mă apucam serios de ciclism. Erai înscris în vreun club? Da, am făcut la clubul sportiv de la Deva, am mers peste tot cu bicicleta, am făcut turul României, am mers cam peste tot cu bicicleta și vorbesc acum de ciclist de șosea. Ajungem și acolo. Știu că tu ai parcurs 5.000 de kilometri ca să promovezi lectura. Da. Dar spune-ne întâi, cum era orașul tău natal? Cum erau vremurile atunci? Absolut minunate. Mă zbat foarte mult în momentul de față. Am impresia că nu mai înțeleg lumea în care trăiesc. Și am discuții cu foarte mulți tineri, pentru că misiunea mea e să încerc să fac pe tineri să reîntoarcă la viața lor și să reîntoarcă la minunăția pe care o pot găsi în citind sau jucându-se sau făcând ceva altceva decât stând să scrie un program pe calculator sau stând doar în... Cu ochii în Facebook. Exact, cu ochii în Facebook. Cred că este viață, bineînțeles, și în Facebook, este viață și în online, dar este viață și altundeva, și în jurul nostru. Copilăria mea a fost extraordinară. V-am spus, am făcut foarte multe. Mi-aduc aminte cu mare drag am copilărit în Orăștie, în orașul Sașilor. Și ce mi-aduc aminte cu mare drag și chiar povesteam cu cineva recent, de faptul că am avut noroc în viață,
să o am pe, ca profesoară în liceu de literatură pe o fostă studentă a lui Lucian Blaga. Iar profesor de filozofie mi-a fost un sau profesor de filozofie a fost absolvent de filozofie și a fost profesor de Deroșca. Și cumva am reușit să îmi dea dragostea asta pentru lectură, pentru filozofie, pentru poezie. Și mi-aduc aminte de liceu, chiar vorbeam cu cineva că eram singurul, vorbim de acum 25 de ani, e o vreme, 25 de ani, eram singurul în orăștie care avea... care mergea la biblioteca municipală și aveam fișe de lectură și stăteam în bibliotecă și citeam. Și uitându-mă acum spate, nu știu de ce făceam chestia asta, bana, poate să impresionez fetele. Este și asta o explicație. Ai făcut cuceriri? Da, eu și acum rămân la afirmația mea că o femeie poate, inima unei femei nu poate fi cucerită decât și numai cu poezie. Și am început să scriu poezie, cred că pornind de aici. Am scris poezie, cred că pe la 14 ani prima dată, am publicat primul meu volum de poezie în 1997, sună din alt mileniu, sună foarte ciudat. În 1997 și mi se pare o eternitate de atunci. Erau poezii de dragoste? Nu neapărat, nu erau poezii de dragoste, erau poezii despre viață, cred. Are și un titlu foarte ciudat, de fapt e o cărțulie, e un debut de copil. Și titlul e Diavol în Rai. Multă lume nu știe despre volumul ăsta al meu, dar e volumul meu de... Cum ți-a venit inspirația să fie titlul ăsta? Nu mai știu, cred că de la o femeie frumoasă. De la o fată frumoasă, abana. Probabil dintr-o deziluzie, nu mai mi-aduc aminte. Deci a fost înger la început. Da, probabil, orice om se naște înger și pe parcurs își dă seama că are parte și de... sau are nevoie și de partea întunecată a propriei inimi ca să fie inima completă, nu? Despre asta e vorba. Cum vedeai tu viața la 20 de ani? Nu foarte diferită de cum o văd acum. Am luptat foarte mult pentru visele mele și cred că mi-am îndeplinit foarte multe. De ce? Pentru că cumva citisem eu acum foarte, foarte multă vreme, începusem să citesc Seneca. Cred că am citit prima dată Seneca pe la 16 ani. Și înțelegeai? Și înțelegeam atât cât trebuia să înțeleg la momentul ăla, cred. Și ceva m-a impresionat, să ai grijă de visele tale ca să nu-ți producă cândva regrete. Și atunci eu am înțeles din asta că trebuie, dacă ai un vis, trebuie să ți-l îndeplinești. Și cumva s-a transformat în visul ăsta, s-a transformat într-o teamă de coșmar. Adică mă gândeam, băi, să nu ajung care cumva la bătrânețe, să întorc privirea ca Ulise înapoi și să am regrete. Și am zis, bă, vreau să-mi trăiesc viața fără regrete. Și până acum am cam reușit. Bineînțeles că nu pot să scap de ele, că nu pot să te îndeplinești orice. Dar, în mare, mă pot declara că așa aproape mulțumit de faptul că mi-am privit lucrurile încă de pe atunci. Dar care era cel mai mare vis al tău, Gabi? Tu ai prins și epoca comunistă. Cât de mult puteai îndrăzni să visezi atunci? Cred că atunci nici măcar nu știam ce înseamnă să visez. Atunci cred că visele erau în floare, pentru că de obicei visează oamenii, sau, depinde, vorbind despre vise, e o întreagă teorie. Da. Dar cred că există vise pe care poți să ți le realizezi și vise indizerabile, vise de nerealizat, vise la care poți spera, e ca și când visezi, nu știu, visezi să mă îndrăgostesc sau visezi să câștig la loto și poate fi un vis, adică este flauzit. Deci ai dorit vreodată să câștigi la loto? Oh, da, Dumnezeule, doar și eu îmi doresc să scap de datorii, nu? Adică ai încercat, ai bineînțeles. Băgat bilete. Da, visul ăsta cu loto pun destul de rar la loto, dar bineînțeles că pun la loto, dacă la un moment dat trec pe lângă loterie și am timp, intru și pun la loto. Ei, povestea este, ca să vezi că nu m-am gândit foarte mult sau n-am visat la asta, de cele mai multe ori, cred că 99% din cazuri, am uitat să mă uit
să verific dacă am câștigat sau nu. Am pus la lotă și am rămas cu bilet. Fii convins că erai da. Probabil. Sau nu știu dacă eram, abar nu. Da, și de asta spun că... Așa, și nu mi-ai spus care era de fapt cel mai mare vis. Cel mai mare vis... Ce vrei să faci în viață? Ei, uite, vreau să spun că am visat întotdeauna să devin scriitor. Nu știu dacă... cred că mai am mult până acolo. Scriu, toată viața mea am scris, ăsta a fost visul meu. Dar să ai strict o carieră de scriitor, cred că e foarte complicat în ziua de astăzi și foarte complicat în ziua de azi din România. Să ai profesia de scriitor e foarte ușor. Adică dacă mă întâlnesc cu cineva cunoscut pe stradă sau și mă întreabă: bun, domnul Botada, cu ce vă ocupați? Și ea spune: sunt scriitor. Și stai să uită așa la mine, adică cum, nu înțeleg, cum, ce înseamnă asta? Adică stai și scrii? Ce scrii? Și zic: cărți. Bine, bine, dar și câștigi din treaba asta? Și păi, nu, da, sunt scriitor. Deci nu se poate trăi din scris, ca mine. E foarte complicat să trăiești doar din scrierea de cărți. Și cred că îți trebuie un răgaz. Cred că îți trebuie o răbdare. Cred că în lumea asta trebuie să ai răbdare. Și cred că doar cu muncă și cu răbdare poți să faci orice. Dacă te grăbești prea tare, prea repede, cred că riști să nu ajungi la destinație cu bine și întreg. Prin urmare, cred că trebuie să privești lucrurile organic, trebuie să le lasă să se crească pe sine și să muncești mult. Și asta a fost întotdeauna visul meu. Încă mai am de lucru la el, dar nu se știe niciodată. Tu ești și organizator de evenimente. Da, și organizator culturale. De evenimente culturale. Cred că cel mai important eveniment care a fost tot un vis la origini e Festivalul Internațional de Carte Transilvania, care anul ăsta deja ajunge la 6 ediții, este incredibil. Și tot așa s-a născut, dintr-un vis, dintr-o dorință, pentru că în Cluj nu era un festival, nu se celebra cartea, era un târg de carte, este și acum, este Gaudeamus, care este un târg de carte foarte bun și binevenit, dar nu se celebra nici într-un mod cartea și nu se celebra scriitorul în sine. Și atunci povestea a pornit iacă în 2013, când a fost prima ediție, împreună cu colegul meu, cu Vasile George Dâncu. Am zis, stăteam așa la o cafea și am zis: băi, ar trebui să facem ceva. Și așa s-a născut Festivalul Internațional de Carte Transilvania. Și cine a dat motoul de carte nu scapi? Tu? Nici măcar nu mai știu. Cred că da, nu mai știu, pentru că am încercat în fiecare an să aducem altceva. Misiunea întotdeauna asta a fost, să încercăm să readucem în inima tinerilor cartea, să aducem poveștile, să aducem modul în care pot ei găsi dragostea pentru orice, pentru că cred că singura diferență între oameni poate fi făcută din punctul de vedere al cunoștințelor. De multe ori le povestesc tinerilor, am fost în liceele din Transilvania, le-am vorbit foarte mult antreprenorilor, habar nu am, multor oameni, și întotdeauna am spus: mai cred că e foarte simplu în ziua de astăzi să stai la un click distanță de orice fel de informație, pentru că e foarte facil să dai un search pe net și să găsești orice. Problema este că s-au făcut studii în acest domeniu. Unul la mână, s-a ajuns ca tinerii să nu mai știe ce să caute, pentru că nu mai au informația, și doi la mână, le lipsește cu desăvârșire informația înmagazinată în propriul lor hard disk, adică aici și aici. Prin urmare, dacă nu ai informație de bază, nu mai știi cu ce să operezi și nu mai știi cum să reacționezi. Și lucrurile astea se văd, adică sunt destul de vizibile în orice domeniu pe care îl vedem în jurul nostru. Când călătorești, câte cărți îți pui în bagaje?
Depinde cât călătoresc. Nu îmi pun foarte multe. Dacă călătoresc undeva, primul lucru, nu știu, ca un imbold, este să caut librăriile din orașul respectiv. Și a ajuns așa o manie pentru mine chestia asta, deci mă duc undeva, oriunde în lume. Primul lucru e să mă duc să simt ce înseamnă o librărie într-o țară străină, ce înseamnă într-un oraș, altfel decât cel în care tu locuiești. Și să știți că sunt diferențe enorme. De obicei îmi cumpăr cărți de acolo, văd care e textura lor, ce autorii sunt, cum le promovează, ce se întâmplă. Ultima carte cumpărată? Ultima carte cumpărată de aici. Ultima carte cumpărată. Adică dintr-o librărie din centrul Cluj. Da, dintr-o să librărie. Să fii mai specific. Da, este o carte a Sandei care, cu care am copilărit, Sanda Nicola, care a avut lansarea chiar săptămâna trecută aici. Este ultima carte achiziționată și probabil astăzi, după ce o să plecăm din locație. Dar asta spun că nu mi-au foarte multe cărți cu mine. Mi-au o carte pe care o citesc de obicei pe avion. Profesia te ajută în timp să citești foarte repede și deja am un sistem. De multe ori mă întreb, bă, cum am ajuns să fac asta? Dar citind mult... ajungi să citești o carte destul de repede. Mâzgălești cărțile, toate cărțile mele sunt mâzgălite, absolut toate. Citesc de obicei cu un creion sau cu un pix în mână. Tot timpul subliniez, tot timpul scriu, tot timpul... Toate cărțile mele din bibliotecă sunt super mega mâzgălite și... Însă mai mult... De asta nu-mi place să îmi împrumut propriile cărți, pentru că mâzgălindu-le simt că fac parte din mine și tot timpul îmi notez câte ceva în ele, după aceea transcriu pe foile mele. Și de asta de obicei nu-mi place să-mi împrumut îmi place să dăruiesc cărți, dar nu să le dăruiesc pe ale mele. Gabi, un scriitor, mă gândesc, care mult a avut sau cel puțin are în prezent și a avut multe experiențe frumoase de-a lungul vieții pe care le-ar putea pune într-o carte. Povestește-ne și tu ceva, o amintire care ți-a rămas așa în suflet. Am atâta de nici nu știu cu care să încep. O să vă povestesc, o să... Mai mult de... Astăzi ziceam că dincolo de partea scriitoricească și dincolo de festivalul de carte pe care încerc să-l organizez împreună cu colegii mei, îmi plac foarte mult lucrurile extreme. Îmi place să merg pe munte, îmi place să merg cu bicicleta, îmi place să fac călătorii extreme. Povesteam mai devreme și îmi ziceai că să menționez de Polul Nord. Da, Polul Nord. Am fost acolo, de fapt am fost la vânătoare de aurore boreale. Și în ce an? În 2013. Da, 2013. Dumnezeule, ce trece timpul. În 2013 și iarăși a pornit așa dintr-o joacă. În noaptea de rev, am zis, bă, ce-ar fi să mergem să vânăm cu niște prieteni, ce-ar fi să mergem să vânăm o auroră boreală. Și așa, încet, încet, am adunat bani, ne-am gândit cum, ne-am făcut traseu, am făcut tot și am mers la vânătoare de aurore boreale. Într-un ținut magic, într-un ținut în care totul se schimbă din 5 în 5 minute. Acum poate să fie soare, am fost în luna martie, în 5 minute era soare, peste 5 minute ningea, peste 5 minute era vânt de 160 de km pe oră. Am avut o aventură teribilă până am ajuns în nordul extrem al Norvegiei. Am plecat din Oslo, trebuia să aveam avionul de legătură în Oslo, trebuia să mergem în nord, în Bodø. Și avionul care trebuia să plecăm, tocmai avusese un impact cu, mă rog, un stol de păsări, ca într-un film de Hitchcock. Am stat o noapte în Oslo, super, super oboseală, după aceea în Marea Nordului am călătorit din Bodø cu un feribot, ore foarte multe, 6 ore pe o furtună de gradul 7. Ai avut rău de mare? Nu,
nu, n-am rău de mișcare, n-am rău de genul ăsta, nu, n-am nicio problemă. Dar a fost foarte, foarte complicat. Imaginați-vă, era un feribot de 3 decuri și valuri de 12 metri înălțime. Pe o furtună de gradul 7, maxim din 8. Eram atât de obosiți, dar nici măcar nu ne-am dat seama cât de periculos a fost. Ai procesat ce ți se întâmplă? Nu procesai. Cred că, nu, cred că e foarte important să-ți fie frică. Dacă nu ți-e frică, cred că ești doar inconștient. Și nu-i bine să fii inconștient când mergi în expediții, niciodată. Multă lume mă întreabă și de proiectul de anul trecut. Ride and Ride, am fost singur, am fost în 10 țări. Stai să ajungem și la Elgami. Adică, sunt de asta termin spuneam. Cu polul, da. Și... ce să zic, a fost foarte, foarte mișto acolo. E foarte... Ce te gândești că vei face prima dată când pui piciorul pe țărm după ce ai scăpat? Să beau bere. Din păcate e destul de pustiu. Nu găsești foarte... Am stat într-un sătuc undeva în Hamnoi, într-un sătuc în care am stat într-o căbănuță 3 zile pentru că nu puteai să ieși afară. Adică era un vânt atât de nepraznic când nu puteai să, și dacă te ancorai de ceva, nu puteai să te menții. Și 3 zile am stat într-o căsuță, așteptând să se facă vreme bună. V-au ajuns proviziile? Da, ne-a ajuns absolut tot. Bine, în afară de faptul că e extrem, extrem de scump tot acolo. Și nu, ne-am dimensionat bine bugetul, dar am rămas totul surprins. Prin urmare, dragi prieteni, dacă vreodată vreți să mergeți Norvegia, Nord, să vă faceți un buget. Dă-ne un preț minim, cam cât ne costă astfel de excursie? Mult, mult. Adică imaginați-vă că, nu știu, o bere într-un magazin costă banii noștri undeva la 40-50 de lei. O bere într-un supermarket, deci despre asta vorbim. Supermarket, bine, într-un magazinaj ca un supermarket. Totul este extrem de scump. Încă ceva de știut, astea sunt curiozități. Mai bine să povestesc despre curiozități, așa că sunt foarte interesante și mi-aduc aminte acum de ele. Imaginați-vă că am găsit un... Când am ajuns pe insulă, aveam nevoie de o mașină care să ne ducă. Și nu exista nici taxi, nu exista nici... Era un singur tip care făcea un fel de taxi și... Și voi câți erați? Am fost 6. Și am aflat cu stupoare că în Norvegia taxiul te taxează la metru parcurs. Prima dată când am văzut așa ceva. Da. La metru parcurs și vedeam că se tot întoarce contorul. N-aveam mult de mers, dar n-aveam cum să ajungem la următorul punct decât cu mașina asta și avea un aparat de taxat. Și tot vedeam că se întoarce cultorul și la un moment dat eram cât pe jos, le spuneau, oprește mașina, ne dăm jos, deci mergem pe jos. A fost foarte drăguț omul, i-am spus ce facem, unde ajungem și ne-a ajutat, a fost foarte, foarte ok. Peste tot, în toate călătorile... Adică m-a ajutat, v-a redus din preț? Da. Și peste tot, în toate călătorile, mi-am dat seama că de fapt nu sunt locurile extraordinare sau pe lângă locurile extraordinare, cel mai extraordinar au fost oamenii pe care am întâlnit. Și cred că oamenii sunt buni de la natură și atunci când și tu dezvălui inima și bunăvoința către ei, cred că se creează o punte din asta de legătură extraordinară. Știi? Și atunci oamenii se ajută peste tot. Și oamenii înțeleg, de fapt. Oamenii înțeleg dacă ai o problemă undeva, îți dau o mână de ajutor. N-am întâlnit, peste tot unde am fost în lumea asta, n-am întâlnit oameni răuvoitori. Pentru că cred că oamenii nu sunt răuvoitori. Oamenii sunt răuvoitori atunci când și tu ești răuvoitor. Sau cred că lucrurile merg în direcția asta. Bineînțeles că există oameni foarte răuvoitori, adică hai să o spunem și pe asta, dar în general oamenii sunt buni. Oamenii de rând, cred că... Ai știut să-ți alegi și tu prietenii de care ești înconjurat? Păi, nu știu dacă... Da, și prietenii... Multe călătorii le-am făcut singur. Așa s-a nimerit să mergem într-un grup. Da, atunci ți-ai atins scopul, ai văzut aurora boreală. Da. Era cât pe ce să nu o vedem.
pentru că a fost o perioadă, ți-am spus, plină de furtuni și era cât pe ce să ne vedem și cu o zi înainte să plecăm, eram deja gata, am făcut drumul ăsta până aici inutil și cu o zi înainte să plecăm, într-o seară s-a și dezvăluit aurora boreală și cred că e cel mai frumos lucru pe care ochii unui om, unui pământean poate să vadă în lumea. Descrie-ne puțin așa, e greu. Imaginează, ce ai simțit când ai văzut? Imaginează că știu că sună ciudat asta, dar imaginează că coboară așa niște îngeri dintr-un suflet frumos de femeie, cam așa, și totul se întâmplă pe cer. E extraordinar. Și foarte, foarte complicat să o descrie. Adică am făcut poze, am filmat și așa mai departe, dar e foarte greu. De ce? Pentru că nu surprinzi. Cu camera, că-i video, că-i foto, nu surprinzi. Dacă te uiți în poze, vezi doar o lumină verde. De fapt, foarte mult. Cum să zic, e o multitudine de curcubee, de fapt. E roșu, e galben, e portocaliu, e incredibil. Ți-am spus, dansează îngerii pe cer și vezi chipul unei femei frumoase. Asta e ceva de bifat într-o viață, să vezi aurora boreală. Să vezi aurora boreală, să iubești cu adevărat odată în viață și să ai regrete, dacă se poate, mari, ca să știi ce să nu mai faci. Știi? Apropo de iubire, tu crezi în marea dragoste, într-o singură dragoste? Ba da, te întreb direcția, cred, ai găsit sufletul pereche? Am o poveste ciudată despre iubire. Profesorul Codoban, Aurel Codoban, de aici, de la noi, de la Cluj, are o carte extraordinară. Anul ăsta a lansat și un roman, Amurgul iubirii, și vorbește foarte mult despre iubire, cât durează ea. El spune că iubirea adevărată durează undeva la cam 3 ani de zile. Eu nu cred că durează atât de mult. Cred că iubirea, o singură dată cunoști iubirea în viață și atunci când o cunoști, nu știi că ai trăit-o. Pentru că trece repede. Cred în schimb în iubirea, dacă vrei, o iubire a respectului și o iubire a celuilalt. Cred în genul ăla de iubire în care dăruiești totul fără ca să ceri ceva în schimb. Și mai cred că există un tip de iubire despre care am vorbit într-una dintre cărțile mele. Iubirea în care există doar cel din fața ta. E drumul pe care trebuie să-l faci ca să ajungi la tine. Noi de obicei suntem egoiști, suntem extrem de egoiști. Gândiți-vă doar la modul în care facem cunoștință cu cineva, dai mâna cu persoana respectivă și imaginați-vă, sau nu imaginați, gândiți-vă dacă țineți minte numele celui din față. Tu ce observi prima dată la oameni, apropo? Și la o femeie, special. De obicei, fac multă analiză fără ca să-mi dau seama, pentru că studiile mele au ținut de comunicare. Am ținut foarte multe cursuri de comunicare. De obicei, dacă mă uit la oameni, îmi dau seama destul de repede de ceea ce, nu știu, gândesc sau unde sunt cu gândul sau ce se întâmplă. E un tip de comunicare non-verbală și destul de simplu după semnele pe care le observi. Cred că premisa mea e să ajung foarte repede la mine trecând prin ei. Asta ziceam mai devreme. Asta e de fapt iubirea. Ca să ajung la mine trebuie să trec prin omul din fața mea. Trebuie să-i trec prin inimă, trebuie să îmi spună pe nume ca să știu cine sunt. Adică asta încercam să vă spun, că nu există om care să-și fie ales numele singur. Știu că sunt Gabi doar dacă altcineva îmi spune că sunt Gabi. Nici măcar propriul meu numele nu l-am ales, că l-a ales mama sau tata sau bunicii sau cine l-o fi ales. Prin urmare, asta cred că e iubirea autentică. Îți place numele tău? Da, mi-ador numele. Nu cred că aș fi putut să mă numesc altfel. Adică, nu știu de ce am avut impresia asta toată viața. Nu știu dacă aș fi putut să mă numesc altcineva. Sau, la un moment dat am avut un exercițiu de imagine și mă gândeam, apropo, la asta, oare ce nume mi s-ar potrivi? Și am ajuns la concluzia că nu mi s-ar fi potrivit alt nume. Poate pentru că mi l-am asumat foarte mult și i-am dat eu o valență. Pentru că, până la urmă, îi dai tu o valență. Ai semnat vreodată cu un pseudonim? Niciodată.
niciodată și nici nu m-am gândit vreodată să fac chestia asta. Habar nu am. Mi-a plăcut foarte mult numele ăsta pentru că l-a ales mama în ziua în care m-am născut. M-am născut într-o zi de marți 13. Într-o zi care ploua extrem, extrem de mult, după ce, mă rog, astăzi poveștile părinților mei. Și în ziua în care m-am născut eu, m-am născut undeva pe la prânz, dimineața acelei zile străbunicul meu matern murea. Adică a fost așa o... I-am spus eu o poveste după aceea în care am zis că cumva cineva mi-a eliberat un loc pe lume. Și... Da. Asta e foarte interesant. Da. Da, și cred că nu, cu siguranță nu mi-aș fi dorit alt nume. Îmi place numele meu. Spune-mi, ce te face pe tine cel mai fericit? Oamenii. Vezi, astea sunt întrebări scurte la care pot să spun așa foarte rapid. Cred că oamenii mă fascinează, pentru oameni trăiesc și sunt dependent de oameni. Nu am cum să fiu altfel. Cred că oamenii sunt cei care pot să spună că iubirea există, chiar dacă tu nu crezi în ea. Nu cred în iubirea mea, dar cred în iubirea celorlalți. Și atunci e foarte simplu să și trăiești. Și atunci pe cine sunt zilnic? Fără cine nu poți să trăiești? Nu pot să trăiesc fără soția mea, nu pot să trăiesc fără fetița mea, nu pot să trăiesc fără prietenii mei. Chiar am niște... De exemplu... Sora mea mă sună, imaginați-vă la vârsta pe care o am, și ea e mai mare ca mine cu 7 ani. Și sora mea mă sună și în ziua de astăzi, în fiecare zi aproape, să mă întrebe dacă am mâncat, dacă sunt bine. Ce drăguț! Da, e foarte, foarte plăcut sentimentul să-l ai așa și la o vârstă înaintată, că cineva se gândește tot timpul la tine. Da, am prieteni cu care vorbesc zilnic. Poate cel mai vechi prieten al meu, Cătă, nu este zis să nu vorbim, adică avem așa o chestie prieten deja... Prieten din copilărie? Da, e prieten din copilărie, am crescut împreună, am făcut aceleași școli, am învățat atât de multe lucruri împreună, am făcut aceeași facultate împreună. Apropo, tu ai venit pentru facultate la Cluj, te-ai gândit că vei rămâne? Am venit să nu mai plec, am venit să rămân. Mi-am dorit facultatea de filozofie, prima mea facultate, asta mi-am dorit, asta am făcut. Și de asta vă spun că am venit cu gândul de a rămâne și e foarte ciudat pentru că am avut atât de multe posibilități în viața asta să plec din țară, să plec din orașul ăsta, să plec, să-mi fac o viață altundeva. Poate era mai simplu, habar nu am, nu știu. Dar niciodată nu m-am gândit cu adevărat să plec. Am fost plecat peste tot, dar niciodată nu am găsit ceea ce nu știu, de fapt nu știu ce mă ține aici, ca să caut acel ceva altundeva. Cam despre asta e vorba. Și da, am venit la Cluj, la facultate și de atunci n-am mai plecat. Am zis că ăsta e locul care m-a așteptat și din care nu cred că ar trebui să plec. Și deocamdată sunt tot aici. Povestește-ne și despre expediția ta pe bicicletă. Da, asta a fost anul trecut. Cred că a fost cel mai frumos lucru pe care l-am putut face pentru oameni. Și pentru mine, bineînțeles. Adică nu pot să ascund faptul că l-am făcut și pentru mine. A fost așa... o foarte frumoasă terapie. 5.000 de kilometri cam e? 4.884 a fost traseul. A pornit iarăși de la o joacă. Mă gândeam, ok, ce să mai fac să promovez lectura, să promovez festivalul, ce chestie inedită. Și mi-a venit ideea de a bicicleta, de a face... două din lucrurile care mie îmi plac cel mai mult în lume. Să citesc și să merg cu bicicleta. Nu poți să le faci în același timp. Și nu poți să le faci în același timp, dar am zis ok, hai să încerc altceva. Și atunci mi-a venit ideea Read and Ride. Am zis ok, hai să merg în 10 țări din Europa, să citesc 10 cărți, să întâlnesc scriitori contemporani și să vizitez la ei acasă 10 scriitori mari clasici. Și atunci am început să-mi fac un traseu. Am zis, ok, hai să vedem în cât timp și unde pot să ajung. Și am zis, băi, ar trebui să fac un tur al Europei,
m-am tot uitat, mă gândeam, ok, ce scriitor să aleg, cum să aleg și așa mai departe. Și am zis, bă, mă duc până în Danemarca și după aceea cobor pe partea vestică a Europei, prin Franța, trec Pirinei, ajung în Barcelona și gata, hop, am făcut tot turul ăsta. Și exact așa s-a întâmplat. I-am povestit, i-am spus soției mele de proiect. Ea mă știe cât îs de nestăvilit. A fost vreodată cu tine în proiect? A fost cu mine și când am fost în 2013, am fost împreună. Dar anul trecut am plecat în momentul în care fetița mea avea doar 6 luni. Aproape 7 luni, de fapt. Și am fost așa foarte surprins când i-am spus, bă, uite, cam care ideea, și ea m-a susținut foarte mult. Dacă ea nu m-ar fi susținut, cu siguranță n-aș fi plecat, pentru că întotdeauna când faci un astfel de efort și mergi într-o expediție, că a fost până la urmă o expediție, cel mai bun medicament e să știi că viața ta este în regulă. Ceea ce lași este foarte safe. Și știind că soția mea mă susține, are de grijă de fetița noastră, am putut să merg cu sufletul, mă rog, cu mintea liniștită și să duc la cap totul. Pentru că îmi propusesem să fac tot turul ăsta în 60 de zile și am reușit să termin 40. Și te-ai dus de acasă cu bicicleta până... Am plecat din Oradea. Da. Am mers Ungaria, Slovacia, Austria, Cehia, Germania, până sus la granița cu Danemarca și am coborât după aceea prin nord, Hamburg, am ajuns în Olanda, Belgia, Franța, am făcut-o toată. Normandia, am trecut prin Normandia, prin partea de nord a Franței, am coborât pe malul Oceanului Atlantic. Și ai avut un plan. Cum ți-ai structurat călătoria? Da, te opreai noaptea, noaptai la vreun hotel? Nu exista așa ceva. N-am dormit în niciun hotel. Am dormit din 40 de zile, m-a plouat în 27. Și din 40 de zile am dormit 29 în cort. 29 de zile am avut un cort cu mine, totul a fost, mă rog, echipamentul meu a fost foarte, foarte ușor, așa mi l-am gândit. Și am dormit 29 de zile în cort. Și în Franța am folosit o aplicație și am dormit la oameni care m-au primit, care erau și ei cicliști și care au auzit de proiectul meu și m-au primit la ei. Și am dormit la ei. Și când făceai pauzele de lectură, cum procedai? Citeam seara de obicei, citeam seara și noaptea, pentru că altceva n-aveam de făcut. Ajungeam, plecam dimineața foarte devreme, știu eu, dacă eram în, nu știu, în Viena, știam că trebuie să ajung în Cehia. Și atunci știam care e traseul, mă urcam pe bicicletă, porneam. Dacă aveam de vizitat un scriitor, undeva mă opream, ori aveam o întâlnire, ori dacă nu, pur și simplu am bifat scriitori mari la ea acasă, nu știu, am fost în Lübeck să văd casa unde s-a născut Thomas Mann, de exemplu, sau unde a trăit. Și după ce mă opream, îmi instalam cortul, găseam un loc unde să dorm. De obicei am stat în campinguri, supravegheată, pentru că aveai nevoie de un duș, aveai nevoie totuși să fii safe pe timp de noapte. Și era momentul meu de liniște și de citire. Cea mai mare mulțumire m-a fost adusă de faptul că țineam un jurnal zilnic în online și am reușit să fac pe foarte mulți oameni să citească și să facă sport. Pentru mine asta a fost cel mai mare câștig. Adică când ei citeau cărțile pe care tu le-ai sugerat? Nu neapărat, pur și simplu se apucau de citit. Adică imaginează-ți că la sfârșitul celor 40 de zile contorizasem peste 16.000 de mesaje.
ceea ce îi ceva. Da. Și oamenii pur și simplu au început să să alerge, să meargă cu bicicleta, să se apuce de citit. Pur și simplu. Și îmi trimiteau... O adevărată campanie. Da, a fost o campanie de succes. Chiar zic că a fost o campanie de succes. Și chiar m-am declarat eu personal extrem de mulțumit. Adică pentru mine era de ajuns ca o singură persoană să facă ceva ce fac eu. Ei bine, uite că au fost peste 16.000 și a fost incredibil. Adică primeam poze cu oameni care s-au apucat de citit sau oameni care s-au apucat să meargă cu bicicleta sau și înscriau în același timp. A fost extraordinar. Ai întâmpinat probleme pe drum? Au întâmpinat și probleme, că bineînțeles nu se poate să nu ai probleme. Adică accidente, ți s-a stricat bicicleta? Bicicleta mi s-a stricat de multe ori. Am avut foarte multe pene, cred că în viața mea de când mă duc cu bicicleta n-am avut atâtea pene cât am avut pe drumul ăsta. Și am avut și probleme, am avut o accidentare destul de urâtă în Cehia, că tot povestesc de Cehia. Chiar când am intrat în Cehia, am stat într-un oraș foarte, foarte mișto, se numește Znojmo. E chiar la granița de sud a Cehiei, mă rog, granița cu Austria. E un oraș medieval și noaptea a început să plouă. Aveam hainele puse la uscat lângă cort. Și am auzit că plouă, m-am trezit, am ieșit repede ca să-mi iau hainele și m-am lovit în cuiul de la cor, bineînțeles. Și mi-am tăiat așa degetul mic de la piciorul drept în două. Și ai ajuns la spital? A doua zi m-am bandajat, bine, m-am urcat pe bicicletă și am plecat la drum. Până am ajuns în... Praga, pe drum am întâlnit pe cineva care lucra, era cadru medical. În Praga am făcut o pauză ca să-mi revin un pic, am început să fac febră, dar am avut multe, ca să nu se infecteze după aceea, am avut multe întâmplări de genul ăsta. Am avut întâmplări în Germania, n-am avut niște întâmplări foarte minunate, dar n-o să povestesc acum despre asta, că... Deci nu avem mult timp, din păcate. Da. În general au fost lucruri foarte, foarte, foarte plăcute și foarte frumoase. Cu toți oamenii pe care am întâlnit și care așa cum le mulțumesc pentru ajutor și pentru... absolut tot ce au făcut pentru mine. Și acum urmează Polul Sud. Ei, am divulgat deja. Mi-ai spus înainte să înceapă da, interviul. Am un plan. Vreau să continui un Ride and Ride 2 și probabil că o să continui. Și targetul e America de Sud. Și vreau... O să vedem, încă mai negociez cu soția. Dacă te las. Nu, vorbesc de pe Polul Sud. E un lucru pe care vreau să-l fac. O să fie foarte complicat pentru că vreau să-l fac tot de unul singur. E o expediție destul de complicată. Vreau să traversez Antarctica via Polul Sud, de unul singur, într-o anumită perioadă de timp. Și o expediție care durează cam 5 luni de zile, la temperaturi de minus 40 de grade medie, fără checkpoint-uri. Și e o chestie un pic mai complexă, dar cred că e ultimul lucru pe care mai vreau să fac așa în viața asta. Dar revenind la viața de zi cu zi, ce face scriitorul Gabriel Botta într-o duminică obișnuită? Într-o duminică, de obicei urăsc duminicile, dar de când mă plictisesc teribil duminica. Dar de când e fetița mea în viața noastră, duminica mi-o dedic 100% ei. De obicei, de fapt încerc să-mi dedic foarte, foarte mult timp fetiței mele. Cam tot ce fac în rest sunt pe locul 2. Și încerc să-mi dedic foarte mult timp ei, chiar dacă nu de cele mai multe ori petrec atât de mult timp cât mi-aș dori cu ea. Cum dar o de obicei, pe fetița ta? Pe fetița mea o cheamă Sibel. Wow, un nume frumos. Da, este... Este primul cuvânt pentru fericire din lume. Este originea cuvântului fericire. Și când va crește? Cum crezi că o vei face să iubească cărțile? Cred că nu o să încerc. Deja le iubește. Deja asta face. Îi citesc foarte mult. Îi place să-i citesc foarte mult. Și nu cred că lucrurile niciodată nu trebuie făcute cu forța. De obicei, noi învățăm copiii
sau copiem, așa învățăm, chiar și ca oameni maturi. Și mai mult decât atâta, copiii așa învață, copiază, dar au și tendința, dacă le cer ceva, să reacționeze tocmai invers. Prin urmare, cred că trebuie să ales partea bună a unui lucru ca cineva să îl adopte. Și mi-a fost destul de simplu cu ea. Foarte, foarte simplu mi-a fost cu ea, de fapt. Spune-mi, cum te relaxezi, Gabi, după o zi încărcată? De obicei mă urc pe bicicletă și plec. Asta e forma mea supremă de relaxare. Când sunt extrem de obosit sau când sunt cel mai obosit, mă urc pe bicicletă și mă tot duc. Cam asta e forma mea de relaxare. Ce înseamnă luxul pentru un scriitor? Să aibă timp. Cred că ăsta e cel mai mare lux pentru un scriitor. Să aibă timp să stea să lucreze. Pentru că a scrie o carte nu e un lucru ușor. Cred că cel mai complicat lucru din lume. E mai complicat decât a ridica o clădire sau a urca un Everest. Cam așa le pun eu în... Și când e momentul preferat ca să scrii? Ziua, noaptea? Momentul preferat e când ai timp. mai ales când trebuie să stai pe cartea și să studiezi, pentru că trebuie. Mai mult e muncă și studiu decât inspirație. Inspirația e așa, doar o poveste ușoară, nu? E muncă. Spune-ne, lucrezi în prezent la vreo carte, la vreun volum? Da. Ne poți dezvălui? Nu, lucrez la, despre... lucrez la două cărți. Una este chiar un studiu social. E o carte care se numește, pot să o și spun de pe acum, se numește Tata și copilul. E o carte care lipsește și e o carte adresată părinților tineri. Cealaltă, pe viitor vă mai povestesc. Pe când crezi că vor apărea? Cred că anul acesta, o să vedem. Cealaltă este o carte despre fericire, apropo că tot vorbim despre fericire. Este o carte despre fericire, probabil că anul acesta, undeva spre sfârșitul anului. Ultima întrebare, Gabi, pentru că timpul a zburat. Cum te-ai descrie tu în câteva cuvinte? Și să lași un gând celor care ne privesc. În câteva cuvinte. Sunt pentru că, dacă tot suntem la întrebarea legată de existență, sunt pentru că am foarte mulți oameni care mă iubesc și sunt pentru că iubesc și eu și nu mi-aș imagina viața fără ei și fără voi. Eu sunt Gabi, atât. Mulțumim și îți dorim spor la scris și inspirație în continuare. Mulțumesc și eu foarte mult și nu uitați să iubiți, să citiți și să faceți prostii în viață. Mulțumim! Doamnelor și domnilor, mulțumim pentru atenție, rămâneți cu NCN! Iubim apa.